Așa, după aia, nu ai voie să pronunți niciun fel de brand, nu ai voie să faci gen... Și dacă greșești să tai, nu? Sau să primești amendă. Depinde de cât ori. Dacă când se începe, eu nu știu. Depinde de cât ori greșești. La început nu o să zică nimeni, da. Da, oricum... sau uite, de exemplu, te trezești dimineața, schimbi direct bateriile. Care baterie? De la lampadieră. Prima chestie pe care o faci... Da? Adică nu te duci la baie. N-ai voie să vorbești fără să ai lavaliera pe tine. Trebuie să înveți și de la asta. Nu te duci la baie, că tu ai nevoie la baie și după aia vii și schimbi bateriile. Te duci direct, te schimbi bateriile și apoi te duci. Bine, eu m-am mai dus la baie. Te duci, vine să mă... Ce mai important. Dar nu vorbești. Da, apoi... Ce te mai era? Brand-uri, n-ai voie să pronunți un gen... Om de culoare, nu poți să spui om de etnie sau... Nu poți să zici și pe astea, fără rasism. Gen negru, dar când te adresezi la o persoană, n-ai voie să spui. Normal. Sau așa. De altă orientare sexuală, dacă vrei să spui altceva. Bine, ce, dacă gay nu e... Păi nu, dar sunt niște legi care... E... Da. Păi s-a aprobat niște legi. Vrei să spui o persoană cu altă orientare sau ceva. Nici homo, se... Sau persoane neverse. Păi persoane de ce? Că e descrierea științifică până la urmă. Nu. Sau la fel cu gen, cu chestia asta, cu clanuri, nu bomba, nu... Cuvinte de astea n-ai voie? Da. N-ai voie să pui deloc mâna pe uși. De pe ușa... Pe ușa aia poți să pui mâna, pe asta nu, înseamnă penalizare de descalificare. Și amendă foarte mare. 300.000 de euro. 300.000. Da, ai bani, nu-ți vin garsonier, a zis că... Așa am fost și eu, stai să vezi, stai să vezi. Da, că nu faci restaurant. Oricum, eu stai lângă voi. Când faci ceva, așa făceam și la început. Ce fac eu și eu. Și se lua la un moment de amândoi. Mă unea luat ceva. Dacă îți vine unul cântăres la petrece, că de regulă vii informații și așa, nu ai voie să spui, bă, mie nu-mi place genul de muzică, stai să vezi. Dar vezi că e cam ușuroasă. Exact, nu ai voie să vorbești. Da, nu, înăuntru mare, a curs așa puțin. La una sau spart una și... La parte n-ai voie să ceri anumite piese, că... Da, fără dedicație. N-ai voie să faci dedicație? Ce înseamnă? Vrei tu melodia ta. Pentru Alex. Corect. Ah, Alex. N-ai voie să dai bala lui. Ce de glumă?